Deși sunt o formă de artă relativ nouă, jocurile video au acaparat de-a dreptul lumea transformându-se într-o industrie de miliarde de dolari în ultimele decenii de la apariția lor. De fapt, industria jocurilor video este chiar mai profitabilă decât cea a filmelor și a muzicii combinate. Aceasta doar a continuat să crească în contextul pandemic și putem fi siguri că nu va încetini prea curând. Totuși, când ne uităm cu doar câteva decenii în urmă, realizăm cât de mult a evoluat acest domeniu, atât din punct de vedere grafic, cât și al tehnologiei propriu-zise. De exemplu, un joc video de astăzi ar fi complet de nerecunoscut comparativ cu unul de acum 30 de ani. Poate că pentru multe persoane ar fi complet de neimaginat ceva chiar mai avansat de atât, însă probabil că am fi avut aceleași reacții și cu 10 ani în urmă. Deci, hai să vedem cum ar putea arăta jocurile video în viitor. Istoria jocurilor video. Înainte de a încerca să prezicem modul în care va evolua acest domeniu, trebuie măcar să cunoaștem și câte ceva despre cum s-a ajuns până în momentul de față. Astăzi, oamenii de pretutindeni se bucură de jocurile video direct de acasă, însă începuturile lor au fost de fapt în laboratoare, deoarece istoria lor este strâns legată de istoria calculatoarelor. În anii 1950, computerele uriașe de dimensiunea unei camere erau folosite pentru a rezolva probleme aritmetice relativ simple. Probabil că ar fi sunat nebunește să încerci să te joci folosind un asemenea dispozitiv, însă universități din jurul lumii, în special cele din Statele Unite, au dezvoltat primele jocuri simple pe calculator. Cu toate astea, aceste invenții nu au fost destinate divertismentului, ci mai degrabă pentru a demonstra modul în care funcționa o nouă tehnologie. De exemplu, în 1952, profesorul britanic A.S. Douglas a creat OXO, cunoscut și sub denumirea de X și 0, ca parte a tezei sale de doctorat la Universitatea din Cambridge. Tennis for Two, apărut în 1958, a fost primul joc video programat exclusiv pentru divertisment. Jocul a fost prezentat în cadrul unei expoziții de 3 zile, iar adolescenții s-au strâns în cozi pentru a viziona meciurile și pentru a încerca jocul. Creația a fost în mare parte uitată pentru ceva timp, dar acum este considerat primul joc video adevărat, sau cel puțin unul dintre primele. În 1962, Steve Russell de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts a inventat Space War, un joc video de luptă spațială, mai întâi pentru PDP-1, iar mai apoi pentru un computer de ultimă generație găsit în mare parte la universități. Asta l-ar fi făcut primul joc video care putea rula pe mai multe sisteme diferite. Cu trecerea timpului au fost create și computere din ce în ce mai compacte, iar în 1972 a fost fondată firma Atari. Compania nu numai că a dominat industria jocurilor video în următorul deceniu, ci a dezvoltat și Pong, primul joc care a devenit un succes global. Principiul de joc al lui Pong este foarte asemănător cu cel al predecesorului său, Tennis for Two. Deși ideea jocului nu era nouă, Atari a integrat computerul împreună cu un ecran de afișare într-o cutie cu slot pentru monede, inventând astfel mașina de joc video. Pentru prima dată, un joc video a fost disponibil unui public mai larg pentru mult mai puțin bani. În 1978, Space Invaders a dat startul epocii de aur a jocurilor arcade, în care jucătorii se puteau bucura de noile creații în schimbul banilor lor de buzunar. Între timp, tehnologia computerelor a făcut progrese semnificative, odată cu înființarea Apple în 1976 și dezvoltarea microprocesoarelor. Atari a lansat și consola Atari 2600, care, deși nu a fost prima de acest tip, a fost pe departe cea mai populară, fiind și capabilă de a rula o cantitate potențial infinită de jocuri video, folosind casete interschimbabile. Desigur, comparativ cu jocurile de astăzi, ele ar fi prezentat grafică, gameplay și narațiuni foarte simpliste, bazându-se mai mult pe niveluri și sisteme de punctaj. În continuare, istoria jocurilor video a continuat să se schimbe drastic, experimentând și o criză care ar fi părut sfârșitul pentru toți producătorii, cel puțin până când Nintendo a lansat internațional consola NES, numită Famicom, în Japonia. NES-ul nu doar că era capabil de a oferi grafică pe 8 biți, dar a implementat și multe alte tehnologii importante pentru jocurile de astăzi, inclusiv sisteme de salvare a progresului care nu erau bazate pe parole sau scoruri.
Dacă vreți să aflați mai multe detalii despre acest pionier ai jocurilor video, vă recomand câteva episoade prezentate de Dan Kadar pe zona IT. O să vă las linkurile în descriere. Realitate virtuală. Evident, lucrurile s-au schimbat drastic de atunci, dar unde ar putea continua această evoluție? Răspunsul la care probabil s-ar gândi cele mai multe persoane ar fi desigur realitatea virtuală, jocuri care să ofere o experiență similară vieții. Astfel de tehnologii deja există, unul dintre cele mai timpurii exemple fiind headsetul Virtual Boy creat de Nintendo. Acesta ar fi fost capabil de a afișa doar două culori, iar faptul că a fost un eșec comercial a însemnat că ideea a fost în mare parte abandonată până când tehnologia s-a putut dezvolta suficient pentru a permite o asemenea idee. Astăzi avem exemple precum Oculus Rift sau Sony PlayStation VR, care deși nu sunt chiar atât de răspândite precum sistemele de jocuri video, ne arată o posibilă evoluție a industriei. Odată ce tehnologia devine în sfârșit mainstream, mulți alți dezvoltatori de jocuri se gândesc la modul în care pot profita de tehnologie. Pentru multe jocuri este destul de evident. De exemplu, jocurile de simulare ar putea folosi realitatea virtuală pentru a oferi jucătorilor o experiență cu atât mai apropiată de realitate. Din acest punct de vedere, realitatea virtuală chiar ar putea fi folosită nu doar pentru simplul divertisment, dar și ca o alternativă ieftină pentru antrenament. Tehnologia VR ar putea fi implementată și în cazinourile online, din nou oferind o experiență similară cu realitatea. Când vine vorba de realitate virtuală, nu avem cum să nu menționăm metaversul plănuit de Mark Zuckerberg și compania sa Meta, cunoscută anterior drept Facebook. De fapt, Facebook chiar a cumpărat Oculus în 2014 pentru 2 miliarde de dolari, dorindu-și să folosească tehnologia pentru a crea o lume complet virtuală. În acest spațiu ar putea fi efectuate întâlniri, divertisment sau chiar achiziții imobiliare, totul din confortul casei noastre. Desigur, amestecul dintre virtual și real sună de-a dreptul distopic, așa că nu toată lumea este atât de încântată de planurile companiei. Totuși, concentrându-ne strict pe aspectul de jocuri video, tehnologia ar putea revoluționa modul în care ne consumăm sursele de divertisment dacă toate provocările vor fi depășite. Inteligența artificială. Ideea de inteligență artificială a fost utilizată în jocuri de zeci de ani, de la fantomele colorate din Pac-Man, la oamenii obișnuiți din jocurile open world. Comparativ cu exemplele din trecut, care adesea se limitau la repetarea unor comenzi simple, în ultimii ani dezvoltatorii de jocuri au adaptat o abordare mai sofisticată a inteligenței artificiale. De exemplu, în anumite jocuri precum Fear, inamicii au capacitatea de a lucra împreună și de a-și coordona atacurile, chiar realizând tactici complexe precum flancarea sau focurile de acoperire. Desigur, asta nu înseamnă că inteligența artificială a ajuns la un nivel în care NPC-urile chiar pot gândi de unele singure, ci doar dau impresia de inteligență prin implementarea lor eficientă. Cu alte cuvinte, inteligența artificială din jocuri încă este limitată la rularea codului cu care a fost dezvoltată. Cu toate acestea, în viitor ne-am putea aștepta să vedem AI mult mai avansat. Aici am putea vorbi despre NPC-uri care s-ar putea comporta în moduri cât mai surprinzătoare, nu doar pentru simpli jucători, dar chiar și pentru dezvoltatori. Astfel, NPC-urile ar putea avea reacții mai realiste și ar putea fi inamici mai de temut atunci când este cazul. Totuși, problema este că un asemenea sistem trebuie și echilibrat pentru a asigura un joc care să fie în primul rând distractiv. Dacă am putea oferi NPC-urilor propriile minți și le-am lăsat să alerge liber în jocuri, șansele sunt ca autonomia lor să aibă ca rezultat o experiență mai puțin plăcută pentru jucător. Deci, chiar dacă inteligența artificială ar ajunge la un stadiu atât de dezvoltat, implementarea în jocurile video ar fi chiar mai dificilă. De exemplu, în momentul de față, AI-ul poate fi utilizat pentru a îmbunătăți grafica jocurilor mai vechi. Acest sistem este pe departe de a fi perfect, însă în viitor, munca dezvoltatorilor ar putea fi mult mai ușoară grație noilor tehnologii AI. Concluzie. Acestea sunt doar câteva moduri în care am putea prezice care vor lua industria jocurilor video. Evident, grafica și abilitățile tehnologice doar vor evolua, așa că din acest punct de vedere este destul de evident. Totuși, din multe alte privințe, nu este chiar atât de clar. Nu putem spune dacă realitatea virtuală va fi viitorul sau dacă sistemele vor fi înlocuite în favoarea tehnologiei cloud.
așa cum nici acum 20 de ani nu am fi putut prezice situația de astăzi și acum tot ceea ce putem face este să așteptăm. Asta a fost tot pentru astăzi. Nu ezita să ne dai un like și să te abonezi, iar dacă ți-a plăcut acest episod, îți recomand și episodul din dreapta, s-ar putea să-ți placă.